salutare și bine ați revenit pe canal. Incident grav în județul Cluj, în localitatea Săcuieu. Ciudate denumiri mai au ardelenii ăștia la unele localități. Pe scurt, o să vă dau citire de pe site-ul sindicatului Europol, unde am găsit o descriere amănunțită a ceea ce s-a întâmplat acolo. Există și o filmare pe internet, o să vă atașez în link. Linkul filmării în descrierea acestui clip video. Pe scurt, un pădurar sau un lucrător al acolo, Silvic, mai țin minte exact ce calitate avea, a dat peste niște hoți de lemne de etnie romă. Ăștia au devenit recalcitranți, omul a sunat poliția, a venit un echipaj format din doi polițiști și a început scandalul. La un moment dat, unul dintre, din câte am înțeles, o să dau citire, mă corectez pe parcurs, dar din câte am înțeles, unul dintre romii implicați a devenit agresiv, a reușit să sustragă arma unuia dintre polițiști și să o îndrepte, vorba de un Beretta pe X4 Storm, a îndreptat-o înspre cel al polițist, moment în care romul a fost împușcat în picior. Și filmarea care circulă pe internet îl prezintă pe cel împușcat mergând pe drum, sângerând din piciorul vătămat, lăsând dâră de sânge, da, pe strada pe unde se deplasa, și echipajul de poliție insistând, reușind într-un final să-i acorde primul ajutor, să îi improvizeze un garou din cureaua pantalonului, astfel încât să-i oprească sângerarea până la sosirea echipajului de intervenție. Și am văzut comentarii iarăși, băi, nu înțeleg, sincer, nu o spun. Ce urmează să spun, nu spun că iau apărarea polițiștilor. Ați văzut că îmi place să fiu corect. Nu știu dacă am fost de fiecare dată, Dumnezeu știe mult mai bine. Dar îmi pare foarte rău când văd comentarii de la rahat, de la oameni care bag mâna în foc, când nu știu nici măcar să scrie. Bine, oricum reiese din comentariile, din felul în care și-au exprimat în scris părerea despre incidentul respectiv. Oamenii nu mai citesc. Oamenii nu se mai documentează. Se iau după ce aud, după ureche, după vorbe, opinii, alte păreri și tot așa. Din cauza asta, societatea se duce pe penis. Hai să vă dau citire, păi este părerea mea, să vă dau citire comunicatului sindicatului Europol. O să vă rog să fiți atenți, vi-l pun și vouă în descriere dacă nu vreți să mă urmăriți până la final. Un incident deosebit de grav a avut loc recent în localitatea Săcuieu, județul Cluj. Apropo, vom face analiza uzului de armă. Dacă polițiștii au tras legal, aveau voie să tragă în romul respectiv sau nu. Deci, un incident deosebit de grav a avut loc recent în localitatea Săcuieu, județul Cluj, unde polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că mai mulți cetățeni de etnie romă fură materiale noi într-o pădure, proprietate privată. De asemenea, în urma discuției cu pădurarul care era la fața locului, acesta a relatat că persoanele surprinse în flagrant au devenit deosebit de agresive și nu a putut reține. Colegii ajuns la fața locului a confirmat cele sesizate, însă situația a luat o întorsătură neașteptată, s-a transformat într-un act de agresiune asupra polițiștilor și a personalului civic pe scena fața locului. După reținerea celor două persoane care conduceau atelajul, încărcat cu materiale non sustras, polițiștii au condus la sediul brigăzii silvice din localitate pentru tocmirea actelor de constatare și confiscare. Aici însă a apărut o a treia persoană, al cărei scop era eliberarea celor doi reținuți, iar pentru această acțiune bărbatul nu s-a ferit să folosească bolovani și alte obiecte contundente. Polițiștii l-au sumat să se oprească în acțiunea agresivă, iar pentru faptul că bărbatul nu s-a conformat, au procedat la imobilizarea acestuia. Cu toate acestea, agresorul nu numai că nu s-a opus, ci a ripostat lovind din mâini și din picioare, fiind lovit inclusiv unul dintre cei doi colegi. Luând în considerare atât agresivitatea manifestată de persoana în cauză, cât și faptul că aceasta refuza să se supună sumațiilor legale și să se conformeze dispozițiilor polițiștilor, unul dintre polițiști a fost nevoit să utilizeze și preiuritan lacrimogen. Utilizarea acestui mijloc din dotare nu a produs însă niciun efect. Agresorul continuă să se îmbrâncească cu unul dintre polițiști pe care a încercat să-l lovească cu pumni. Deci vedeți cât de eficient nu este uneori spray-ul iritan lacrimogen folosit de forțele de ordine. În toată această luptă corp la corp, agresorul a tras de uniforma și mijloacele din dotare aflate pe centura colegilor, iar la un moment dat tocul cu arma aflată pe centura polițistului s-a rupt. Bărbatul a profitat de acel moment, a luat în mână arma
a îndreptat-o spre polițiști și pădurar cu scopul vădit de a o folosi. Pentru că agresor nu s-a spus somațiu repetat de a arunca arma din mână, fiind vorba despre situație evidentă în care viața persoanelor de față era pusă în pericol, polițistul dezarmat a scos rapid pistolul din tocul colegului său și a executat două focuri în plan vertical. Pentru că nici în urma acestor somații agresor nu a aruncat arma, polițistul a executat foc asupra picioarelor, rănindu-l pe bărbat. Doar în acel moment, agresorul a aruncat arma din mână. Realizând că era rănit, agresorul s-a îndepărtat de polițiști și de arma abandonată, iar polițistul a securizat arma și s-a întors să acorde primul ajutor colegului său. De îndată ce incidentul a fost raportat, un echipaj medical a fost solicitat să acordat asistență medicală agresorului. În timpul acordării primului ajutor de către colegii noștri, a fost utilizată o curea improvizată ca garou pentru a controla sângerarea provocată de rana cauzată de împușcătură. La scurt timp, la fața locului s-au adunat peste 60 de persoane de etnie romă, specific aceste etnii, nemulțumite de faptul că poliția a reținut autorii furtului, dar și pentru faptul că au folosit forța și mijloacele din dotare asupra membrului comunităților. Valorile. Da, astea sunt parte din valorile țării. Bineînțeles, pun pareu că s-au scandat inclusiv afirmații de genul: dar ce a făcut? Da, a omorât pe cineva? A luat și el niște lemne, că era sărac. Violențele au continuat asupra polițiștilor și personalului medical, fiind chiar distrusă una dintre autospecialele de poliție, ajunsă la fața locului în sprijin. De menționat este că întreaga capacitate de intervenție a poliției la acel moment a fost reprezentată de încă două echipaje care se aflau la 10 de kilometri, unul de OP și unul de rutieră, cel de OP fiind pe raza orașului Huedin. După alte câteva zeci de minute s-au suplimentat forțele cu grupa din cadrul structurii de acțiuni speciale și jandarmi. Deci au venit mascați și jandarmi. În urma incidentului a fost deschis un dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni, printre care ultraje, distrugere, tâlhărie și infracțiunea regimului armelor și munițelor. Unul dintre autorii care a distrus autospecială de poliție a fost reținut. Bărbatul care a sărit în ajutorul autorilor furtului de lemne și care a manipulat pistolul se află internat în spital, în afara oricărui pericol, însă până la acest moment, față de acesta, nu au fost dispuse măsuri preventive. Autoritățile fac toate demersurile necesare pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în acest act de violență inacceptabilă. Astfel de evenimente sublinează gradul de pericol în care se încadrează munca de poliție. Colegii noștri își pun în pericol viețile zi de zi pentru a oferi cetățenilor acestei țări siguranță și ordine publică. Ceea ce este relevant ca informație de reținut în această intervenție. În mediul rural, din cauza numărului mic de polițiști, oricând o astfel de situație poate escala, de aia colegii noștri să fie în inferioritate numerică, fiindu-le puse în pericol integritatea corporală sau chiar viața. Iar pentru cei care vor spune că pot folosi arma, să facă un mic exercițiu de imaginație și să se gândească asupra cărora dintre cele 60 de persoane ar face uz de armă prima dată. Excelent argument din punctul meu de vedere. 2. Scoatem în evidență încă o dată necesitatea dotării polițiștilor cu dispozitive de tip taser gun, pistol cu electroșocuri. Între baston, slash, spray iritant lacrimogen și pistol, lipsește pistolul cu electroșocuri. Vedem că efectele bastonului sau spray-ului sunt slabe, iar utilizarea pistolului este prea mult. De aceea, pentru a permite polițistului imobilizarea unei persoane în siguranță, dar și pentru vătămări minime în față de agresor, pistolul cu electroșocuri este singurul mijloc din dotare care poate fi eficient în astfel de situații. 3. După ce agresorul a fost împușcat de către polițist, acesta a aruncat pistolul de asfalt, iar în urma impactului arma a fost distrusă. Este pentru prima dată când asistăm la ușurința cu care noul pistol din dotare Beretta PX4 Storm este adus în stare de neîntrebuințare doar în urma impactului cu solul. Doar un miracol a făcut ca la acest moment să nu vorbim despre o tragedie. În condițiile în care arma unuia dintre colegi s-a desprins de centură în urma tentativei de imobilizare și a fost luată de agresor. Acesta a fost comunicatul celor de la sindicatul Europol. Au atașat băieții și filmarea care circulă pe internet. Repet, o să le găsiți pe toate în descriere mai jos, în descrierea acestui clip. Deci, ce observăm aici? Deci avem doi autori ai infracțiunii de furt, sustrage materiale noastre, etc., în sprijinul cărora a sosit un al treilea rom, care a devenit agresiv, dar recalcitrant, aruncând cu pietre și care, în urma altercației cu polițiștii, a sustras, a reușit să pună mâna. Băi, deci vă dați seama, deci ăsta a început să tragă de centura polițistului respectiv. Acum, eu nu pot să nu mă duc cu gândul că polițiștii respectivi implicați în acel
în imobilizarea acelui rom, a avut sau poate că n-a avut o pregătire de autoapărare suficient de bună. Pentru că în urma unei imobilizări a unei persoane când sar 2 pe 1, repet, nu știu ce au făcut ei la alții 2, că mai erau 2 acolo, da? E, în urma altercației fizice în care 2 sar pe 1, dacă știi ce să-i faci, e ușor. Nu mai ai treabă cu... Deci nu vor mai apărea, sau riscul de a apărea astfel de situații este scăzut. Dar trecem peste. Da? Deci, ăsta, în altercația cu polițiști, deci ăștia au fost doi, ăla a fost unul, ăsta a reușit, a început să tragă de centura lor și a reușit să desprindă arma sau să rupă tocul în care, tocul cu arma. Da? Și a luat arma și a îndreptat-o către polițiști. În momentul în care, bam, i-a dat-o în picior. Ăsta a dat cu arma de asfalt și a fugit. Și s-a stricat pistolul, bereta pe X4 Store. Ne aducem aminte cine pe, în mandatul cui au fost cumpărate pistoale. În mandatul lui Marcel Vela, ministrul de interne, în acea perioadă. Mi se pare a intrat până în 2019 și a terminat până în 2020-2021. Ei bine, nu pot spune că este omul vinovat. Pur și simplu ăla ca ministrul de interne a semnat un contract prin care a fost dotată poliția română cu bereta pe X4 Storm. Dacă cineva nu și-a făcut treaba cum trebuie și n-au fost, sau Ministerul de Interne nu a analizat foarte bine și n-a făcut mențiunile corespunzătoare în caietul de sarci, în lista caracteristicilor tehnico-tactice pe care a trebuit să le facă, să le aibă acest pistol, nu știu, nu mă privește. Dar, da, nu spun că este un pistol prost. Am tras cu el, bă, pentru precizie, mi se pare ok, foarte bun. În schimb, pentru operativ nu mi se pare un pistol bun. De ce? Pentru că are acea piedică dublă și pe o parte și pe alta. Este specific majorității pistoalelor Beretta. Dacă vă uitați la Beretta 92 FS, 90 Tu și altele din gama lor, ale fabricate undeva până 1980, 1970, ceva de genul. Poliția sau armata, nu mai țin minte, americană, le-au avut în dotare, după care le-au schimbat, dacă nu mă înșel, cu Glock, parcă, sau nu mai țin minte cu ce s-a, parcă cu Glock. E, acele urechiușe, acea piedică dublă, dar urechile acelei piedici duble, fac nepractică armarea, încărcarea tactică, armarea tactică a pistolului, pentru că ea se realizează ceva în genul ăsta. Deci ai pistolul aici și apuci de manșun și în momentul în care vrei să armezi, pur și simplu mâna cu care ai prins manșunul o tragi în spate și răsucești de pistol. Deci este o mișcare așa. Ai prins, bam. Prezența acelei piedici duble cu acele urechi destul de incomode îți vor buli buricele degetelor. Deci te va răni, acea piedică dublă te va răni în buricul degetelor. Și este aiurea. Eu personal consider că Beretta PX4 Storm nu este un pistol adecvat din punct de vedere tactic pentru forțele de ordine publică. Da? Pentru forțele de ordine publică, eu sunt de părere că ar trebui ceva mult mai tactic. Știu că am spus de multe ori, nu-mi place Glock-ul. Glock-ul și pistoalele asemănătoare lui, care nu au piedică, nu au safety, da? Sunt, din punctul meu de vedere, ideale. Bineînțeles, orice avantaj poartă după sine dezavantaje. Și anume, un pistol fără siguranță, fără piedică, va putea fi folosit cu ușurință de către oricine, atât de către posesor, cât și de către răufăcător. Mai ales dacă vorbim de un răufăcător care are niște cunoștințe minime. Da? Un pistol cu piedică va funcționa, va putea da foc doar în situația în care este dezasigurat, e trasă piedica. Un pistol fără piedică, la care cartuși pe țeavă e suficient să apeși trăgaciu. Aici intervine dezavantajul, balanța, scuze, avantaje, dezavantaje. Câștigi ceva, dar pierzi ceva. Ok. Hai să analizăm uzul de armă. Deci, când a tras polițistul? În momentul în care romul a îndreptat arma sustrasă de la coleg înspre ei. Ce a făcut romul nostru?
Păi a comis infracțiune, da, a aruncat cu pietre, etc. Deci a comis o infracțiune, da? Mergem pe legea 17 până 96 și analizăm. Ia să vedem. Articolul 47. Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau a misiunilor militare în următoarele situații. A. Împotriva celor care atacă militari aflați în serviciu de gardă, nu era cazul, poliții și nu sunt militari. B. Împotriva celor care atacă persoane investite cu exercițiul autorității publice sau cărora potrivit legii se asigură protecție. Polițistul este funcționar public cu statut special, da? Investit cu exercițiul autorității publice, conform 218 sau 360, mai țin minte exact. Se încadrează aici? Se încadrează. C. Împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă, nu era cazul. Împotriva animalelor, era vorba de un rom, deci nu era cazul. Pentru imobilizarea unei persoane care amenință comiterea cu violența unei fapte prevăzute de legea penală sau care, după comiterea acesteia, nu se spune imobilizării somației sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în țară de libertate poate pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor. Eu nu aș vedea-o aici, deci din punctul meu de vedere aș spune pas. E. Împotriva oricărui mijloc de transport nu e cazul. F. Pentru imobilizarea sau reținerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice că au săvârșit o infracțiune. Păi, hai să dăm la o parte faptul că, de fapt nu. Ce infracțiune avem? Avem ultrajul, da? Și în momentul în care i-a sustras, romul a sustras arma polițistului, avem nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În momentul în care romul a îndreptat arma polițistului în cauză înspre ei, înspre polițiști și personalul silvic, avem infracțiunea de amenințare, cel puțin. Ok? Deci avem o infracțiune, da? Și care ripostează ori încearcă să riposteze cu armă, ori cu alte obiecte care pot pune în pericol viața ori integritatea corporală a persoanei. A ripostat cu armă? Da. Cum a ajuns la armă? Păi a sustras-o de la unul din polițiști. Eu zic că se încadrează perfect pe litera F. Pentru a împiedica fuga de sub escortă, etc. Pentru imobilizarea unei persoane care se sustrage la executarea unei măsuri privative de libertate, nu e cazul. Împotriva grupurilor de persoane, nu e cazul. Împotriva celor care atacă militari să execute, care împiedică, scuze, sau atacă militari să execute misiuni de luptă, nu e cazul. Exertarea intervenției antiteroriste, nu e cazul. Eliberare de ostatici, persoane lipsite de libertate, nu e cazul. Deci, din punctul meu de vedere, se încadrează la literele B și F. Da? A atacat persoane investite cu exercițiul autorității publice, în speță polițiștii, nu știu personalul silvic dacă are acest statut, dacă este investit conform statutului lor cu exercițiul autorității publice și, de asemenea, a încercat să riposteze cu armă. Este evident. Da? Și, bum, i-a dat-o. Din punctul meu de vedere, uzul de armă a fost legal. Ce a făcut în continuare polițistul? Sau polițiștii au încercat să-i acorde primul ajutor, da? Să oprească sângerarea. Ce a făcut romul după ce a fost împușcat? A trântit pistolul și a plecat. Ei bine, a plecat împușcat în picior și sângera. În această situație, voi apreciați că polițiștii ar fi trebuit să tragă în continuare asupra lui? Pentru că pe filmare, dacă nu mă înșel, parcă se vede că era înarmat cu o piatră. Avea o piatră în mână. Din punct de vedere legal, nu. De ce? Pentru că el nu ataca pe nimeni. Da, era înarmat cu o piatră. Da, a atacat pe cineva cu ea? Nu. Este logic că toată lumea se gândește și mai ales polițiștii implicați în incident, se gândeau, domne, ăsta deja a aruncat odată cu pietre. Nu degeaba are piatra aia în mână. Mai mult ca sigur ca să arunce din nou sau să o folosească împotriva noastră. Dar mare atenție la controlul emoțiilor, stimate forțe de ordine, în asemenea situații. De ce? Pentru că tu, sub imperiul adrenalinei, de moment, sub imperiul emoțiilor, de moment, hai să te gândești la lucrul ăsta și hai să-l umfli, hai să-l înflorești. Bă, ăla a luat piatra, e înarmat exact, fix cu de ce? Ca să mă lovească în continuare, să arunce noi. Hai să-l împuși. Să nu cădeți în capcana să considerați că, domne, faptul că este că a plecat
da? Și sunt înarmat cu o piatră, se încadrează la rămânerea lui în libertate, poate pune în pericol pe alții. Din punctul meu de vedere, starea de pericol la adresa voastră și altor persoane a existat câtă vreme el a avut arma în mână. Pentru că informații nu aveați, probabil, da, deci probabil, nu aveați nicio informație despre el, nu știați cazierul judiciar. Simplu fapt că s-a manifestat agresiv față de voi pe moment după care a plecat, eu n-aș merge până într-acolo încât să consider că mergând pe drum, împușcat fiind și ținând doar o piatră în mână, se încadra la persoane care au comis o infracțiune și nu se supun somației, iar rămânerea lor în libertate poate pune în pericol pe alții. Eu nu aș merge până acolo. Pentru că l-a luat o piatră în mână, este evident cu gândul de a o folosi din nou, dar el nu o folosește. Din păcate, asta e legea, e curvă. Bun. Ce au făcut polițiștii? Într-un final i-au acordat primul ajutor. De ce? Pentru că îi obligă legea. Unde scrie lucrul ăsta? La articolul 51, dacă nu mă înșel. Cel care a făcut uz de armă este obligat să acționeze în cel mai scurt timp posibil pentru a se acorda primul ajutor și asistență medicală persoanelor rănite. Deci pentru a se acorda. Legea nu te obligă pe tine, cel care ai tras, să acorzi primul ajutor. De ce? Că așa scrie. E posibil ca tu să nu știi. E posibil ca tu să nu te pricepi. Ce au făcut? I-au improvizat un garou din cureaua pantalonului și au sunat la ambulanță. Au chemat ambulanța. Da? Primul ajutor a fost acordat. Oprirea sângerării din piciorul în care au tras. Da? E foarte bine. Lăudabilă acțiunea polițiștilor. Și ce au făcut pe filmare? Da, ce se observă pe filmare că au făcut polițiștii noștri? Cel de la volanul autospecial, Loganul, mașinii autospecială din părți. Da? Cel de la volanul Loganului insista la cel împușcat să arunce piatra ca să poată interveni. Foarte bună acțiune. Din punctul meu de vedere, lăudabilă. Da? Lasă-mă să te ajut. Cam așa se traduce. Aruncă piatra pentru că mă poți lovi cu ea. Eu vreau să te ajut. De ce? Bine, ei explicai omului că așa cere legea. Da? Deci l-ați văzut pe ăla care filma cu telefonul. Ăla, domnule, că suntem oameni, că nu știu ce. Pentru mulți romi este mult mai ușor să comită fapte ilegale. Iată că uneori, în urma comiterei acestor fapte ilegale, apar și rezultatele imediate, repercusiuni, urmările imediate. Da? Adică, te prinde. Pe scurt. Și nu numai că te prinde, te și împușcă. Cine? Gardă. Că e polițist, jandarm, polițist de frontieră, polițist local. Nu știu dacă toți mai au armament în dotare, în momentul de față. Dar, karma, karma. Dreptatea divină. Da? Bun. Deci polițiștii au încercat și au reușit să-i acorde primul ajutor, oprindu-i sângerarea prin improvizarea unui garou, da? Din cureaua pantalonului. Bănuiesc că pantalonului. Și atenție, încă un lucru din punctul meu de vedere lăudabil pentru acel echipaj de poliție. Celălalt polițist a ținut la distanță pe ăla cu telefonul. Du-te, domnule, de aici, lasă-ne, fă-ne loc, lasă-ne în pace, du-te, filmează mai de departe, nu știu ce îi spune. Dar îl ține la distanță. Asta, oameni buni, mi-ar plăcea mie să văd la toate forțele de ordine atunci când există o intervenție. Cineva intervine și altcineva ține curioșii la distanță. Filmează cât vrei. Da? Uită-te! Ești curios. Curiozitatea este specifică atât nouă oamenilor cât și animalelor. Plus că avem și o vorbă. Curiozitatea omoră pisica. Da? Dar nu te băga peste forțele de ordine. Nu le întrerupe activitatea. Deci, din punctul meu de vedere, lăudabilă intervenția celor doi care bănuiesc că erau polițiștii ultragiați. Și ulterior, ați văzut, au fost înconjurați aia, s-au strâns vreo 60 de romi în jurul lor, ăia erau doi. Foarte bine spus, foarte bine punctat de către Europol. Voi ăștia care spuneți, considerați că trebuiau polițiștii să tragă, pe cine să fim pușcat primul? Acum, dacă mă întrebați pe mine, uzul de armă datează din 1996. A fost modificat
o singură dată din 96 și până în 2023, în 2016. Deci în 2016 a fost singura modificare a uzului de armă, a legii 17 până 96. Acum, dacă mă întrebați pe mine, eu am să fiu un pic radical. În opinia mea, pentru că sunt jurist, am armă de foc, arme de foc, dar pe apărare pază, pe tir sportiv, merg des în poligon, trag, fac materiale juridice, educative, etc. Din punctul meu de vedere, uzul de armă, legitima apărare și starea de necesitate din codul penal și uzul de armă pe legea 17 și pe 295 trebuie modificate radical. În ce sens? În sensul permiterii uzului unui uz de armă, o să mă urți pentru chestia asta, foarte multă lume. Deci vă spun de pe acum. Dar după mine, eu dacă aș putea, eu să fiu legiuitor, eu aș modifica și aș ușura uzul de armă, aș simplifica uzul de armă. În astfel de situații în care forțele de ordine sunt înconjurate, orice acțiune ostilă împotriva lor, oricare acțiune ostilă împotriva forțelor de ordine, să se răspundă cu forță letală. De ce? Sunt forțe de ordine. Forțe de ordine care aplică legea. Nu te bagi, nu te împușcă. Te bagi, te împușcă. Scurt. E, în felul acesta, după umila mea părere, nu ar mai exista astfel de situații în care forțele de ordine să fie atacate. Arunci cu pietre, te împușcă. Arunci cu orice în mine, te împușcă. Simplu. Da, v-am spus, o să mă urâți pentru chestia asta. Dar gândiți-vă la rezultatele pe termen lung. Ar exista un respect față de forțele de ordine? Bineînțeles, uzul de armă în această situație ar trebui făcut în urma unei pregătiri intensive. Nu ce vedem noi astăzi în societate. Sunt, din punctul meu de vedere, sunt puțin polițiști foarte bine pregătiți din punct de vedere juridic și tactic. Pentru că tactic e ușor. Te uiți pe YouTube, faci singur. Te uiți la poligon și te antrenezi singur. Băi, e ușor. Este fantastic de ușor. Să faci ce vrei, să-i miți pe alții. Și faci antrenamente singure, faci cercetarea unei încăperi, da? CQB-ul ăla, bam, de unul singur, hai în echipă, doi, băi, colegul, hai, uite, mergem, facem, te duci la Airsoft. Practica e ușoară. Aplicația juridică, deci teoria, dă cu virgulă. E, acolo, din punctul meu de vedere, la partea teoretică, trebuie lucrat. De ce 295-ul? Pentru că și acolo este vorba despre uzul de armă. Și acolo trebuie simplificat. De ce legitima apărare? Are 5 condiții ale atacului care trebuie să existe simultan. Să fie material direct, imediat, injust și să pună în pericol persoana ta sau altuia. Păi ce facem, fratele meu? Dacă se oprește, ăla a vrut să mimez, eu l-am pușcat, că am avut o reacție întârziat, mă la pușcărie, nu? Nu. Da, acum da. Dar nu e corect. Mie nu mi se pare corect. Dacă tu știi că sunt o persoană înarmată, sau dacă tu mă ataci pe mine, cu orice, deci mă ataci cu mâinile goale, ok, bă, nu trag. Dacă mă ataci cu orice obiect, că arunci cu o piatră, mie te împușc. Eu te-am pus, tu știi, da? Eu aș propune chestia asta, deci să se modifice, să se relaxeze uzul de armă și să se informeze, fie informată populația, masiv, da? Vreme îndelungată. 5 ani, cel puțin. La fel cum s-a tot publicat pe televizor, la gunoaiele de emisiuni și pe gunoaiele de posturi TV, cu pandemie, cu acest virus nenorocit și măști și poartă mască și toate gunoaiele alea, e, la fel s-ar putea face și o propagandă în scopul conștientizării și informării cetățenilor cu privire la modificările legislative în ce privește uzul de armă pentru forțe de ordine și pentru civili. Modificarea codului penal, repet, pe legitima apărare și starea de necesitate. La starea de necesitate. Nu înțeleg de ce există starea de necesitate. De ce să nu fie absolvită de legitima apărare? Self-defense. Auto-apărare. Da? Self. M-am apărat pe mine. De cine? Păi de un om sau de un animal. Simplu. La americani există self-defense împotriva animalelor, da? La noi nu este, stare de necesitate. Nu poți să spui legitima apărare, că nu se aplică. Legitima apărare presupune ca cineva, o persoană să comită o faptă, să te atace. În stare de necesitate putem avea o persoană sau un animal. Da? Starea de necesitate să dispară și conținutul ei parțial să fie absorbit de
Legitimă apărare. Și legitimă apărare, nu știu, să sune în felul, domnule, dacă ești atacat, atacul să fie injust. Da? Sau atacul să fie injust și să fie produs, să fie săvârșit cu obiecte. Punct! Atac săvârșit cu obiecte. Că ai aruncat cu băta, cu bățul, cu piatră, cu nu știu ce, te împușcă. Am dat un exemplu. Trebuie studiat, trebuie analizat, brainstorming cu profesori de drept, cu procurori, cu polițiști, cu judecători. La masa tratativelor eu personal nu aș aduce procurori care nu au arme, deci nu aș aduce magistrați care nu sunt posesori de arme. Fără. Pentru că vorbim de un domeniu în care trebuie să ai armă. N-ai armă, nu poți să gândești și să nu poți să înțelegi posesorul de armă. Da, polițiști care au armă și polițiști din care nu au armă, dar poartă armă la muncă, da? Personal civil, instructori de poligoane, da? Antrenori, hai să gândim. Profesori de drept, da? De prin Academia de Poliție, de prin instituții cunoscute, Universitatea din București, Babeș-Bolyai din Cluj și la fel. Bă, hai să ne gândim timp de nu știu cât, da? Să analizăm problemele astea, să venim fiecare cu soluție, să vedem care este mai bună. Uite unde vrem să ajungem. Vrem să simplificăm astfel încât să fie ok. Ok. Am ajuns la un numitor comun, este agreat de majoritate, îl punem în practică, se modifică legislațiile și dăm drum. E, și din punctul meu de vedere, să vezi atunci respect pentru forțele de ordine. Pentru că acum e o bătaie de joc. Polițistul este amenințat pe rețele socializare și, domnule, procurorul ori dispune renunțare la urmărire penală, dar dacă procurorul sau judecătorul îl cercetează în libertate, dar dacă magistratul, procurorul sau judecătorul ar primi mesaje de amenințare, ar primi cu executare, închisoare, da? Arest preventiv instantaneu, respectivul autor al ultrajului. La polițiști, nu. Iarăși, nu că țin cu ei sau am ceva cu ei. Ideea este de corectitudine. Aici lucrurile nu sunt corecte. Dar stați fără grijă și nu vă impacientați, pentru că dacă în viața asta pe pământ oamenii, unii oameni nu sunt corecți și nu dau dovadă că fac dreptate, nu e nicio problemă, ori aici pe pământ, ori în viața de dincolo, mai bine aici pe pământ, credeți-mă, va interveni dreptatea divină, care va cerne la propriu spus, va cerne binele de rău. Și cei care trebuiau să facă dreptate și n-au făcut, vor avea foarte mult de suferit. Revenind la speța noastră, din punctul meu de vedere, polițiștii au acționat foarte bine. Mă deranjează, în schimb, faptul că acel rom a reușit să sustragă arma unuia dintre polițiști. Cum a reușit, nu știu, pentru că din ce am citit de pe sindicatul Europol, se spune despre o încăierare. Da, ăia au încercat să, cei doi polițiști au încercat să-l imobilizeze pe rom și ăsta s-a zbătut, a dat din mâini, din picioare, a tras de centura de pe ei pe acolo și a reușit să, la un moment dat spune, a reușit să rupă tocul și să sustragă pistolul și mai departe spune că a sustras pistolul. Acum, apare o problemă. Problema tocului de pistol. Eu am mai vorbit în materiale video anterioare despre tocuri de pistol pe care eu personal le consider bune și le-am recomandat forțelor de ordine. Nu știu în ce măsură au ajuns acele materiale video sau acele informații la cunoștința tuturor forțelor de ordine din România. Dar acest subiect îl voi discuta detaliat în cadrul unui seminar pe care îl voi desfășura la poligonul Galați. Seminar referitor la portul armei de serviciu, în speță pistol, de către forțele de ordine. Și voi trata mai multe aspecte, printre care inclusiv tocurile, câteva tipuri de tocuri de pistol. Voi vorbi despre tocurile de pistol, voi trata și problema locurilor din magazinelor, firmelor, societăților de unde să vi le achiziționați și ce tipuri și cum ar trebui să arate, să fie acele, din punct de vedere tehnic, ce caracteristici tehnico-tactice ar trebui să aibă acele tocuri de pistol pentru armamentul de serviciu, pentru polițiști.
Din punctul meu de vedere, bazându-mă pe experiența practică de posesor de armă și activități la poligon, și vom discuta de asemenea mai multe. Costul este de 150 de lei de persoană, sunt 50 de locuri disponibile. Scuze, seminarul, activitatea va avea o parte teoretică și o parte practică, însă partea practică nu va cuprinde, nu va include și tragere cu armament la poligon. Data desfășurării evenimentului va fi stabilită în momentul în care se vor înscrie cel puțin 20 de participanți. Numărul de telefon îl aveți, puteți să mă contactați inclusiv pe privat pe Facebook și luăm legătura. Da, revenind la eveniment, din punctul meu de vedere, repet, polițiștii au acționat foarte bine, cel puțin pe filmare, bravo lor. Încă o dată, tot respectul pentru cei doi polițiști care apar pe filmare, unul acordă primul ajutor, celălalt îl ține pe romul care filma la distanță, bănuiesc că era rom, pe cel care filma îl ține la distanță ca să nu îl incomodeze pe celălalt coleg, eventual să nu devină agresiv și ăsta, etc. Acum, referitor la electroșocuri, la tasere, da? Pistoale cu electroșocuri. Polițiștii și sindicatele de câțiva ani buni se tot milogesc efectiv de minister să îi doteze. Nu e pe ministerul doar în cur, doar dă din gură și nimic mai mult. Bun. Țin să reamintesc faptul că legea 192 din 2019 vine și spune la un moment dat în felul următor că polițiștii pot folosi, atât polițiștii cât și polițiștii de frontieră, pot folosi dispozitive cu electroșocuri. Da? Sau au dreptul să folosească dispozitive cu electroșocuri. Și cei mai mulți dintre voi, dacă lucrați cei care lucrați în Ministerul de Interne, cei mai mulți veți spune în felul următor. Păi da, dar trebuie să mă doteze unitatea. Nu. Eu interpretez diferit. În felul ăsta. Eu interpretez în felul acesta. Legea 192 spune că polițiștii pot folosi, adică au dreptul, da, să folosească, și inclusiv dispozitive cu electroșocuri. Acestea sunt supuse autorizării, cum sunt armele de foc neletale, că și alea au voie să le folosească. Nu. Deci sunt la liber, da? Ok. Nu mă buzui la cap cu 372 cod penal, că la pică. Deci, dacă polițiștii au dreptul să folosească dispozitivul cu electroșocuri, iar m-a sunat de ASP-ul. Deci dacă polițiștii au voie să folosească, au dreptul să folosească dispozitive cu electroșocuri, așa cum reiese din textul legii 192, rezultă două lucruri. Dreptul polițistului de a folosi, că e de la unitate sau nu, și obligația locului de muncă, obligația instituției de a-l dota cu dispozitiv cu electroșocuri. Polițistul poate cumpăra din magazin privat și să folosească un dispozitiv personal cu electroșocuri? Din punct de vedere juridic, în opinia mea, da. De ce? Păi spune legea 192 că, domnule, musai de la muncă? Are drept să folosească, poate folosi. Este vina polițistului că unitatea nu l-a dotat? O să spuneți, domnule, că nu faci parte din tabela de înzestrare. Și tabela aia de înzestrare este reglementată, am vorbit la un moment dat sau am postat pe Facebook, este reglementată de un act normativ, o ordonanță, o hotărâre de guvern, dacă mi-aduc bine aminte. Numai că ce cuprinde tabela de înzestrare este secret de serviciu, cel puțin, și nu este public. Actul normativ care reglementează regimul tabelei de înzestrare este public, dar vorbește în mare și oferă puține informații despre acea tabelă de înzestrare. Dar, din ce am înțeles, în acea tabelă de înzestrare se trec echipamentele pe care le are unitatea ca să-și doteze polițiștii. Instituția, conform legii 192, este obligată să-și doteze angajații cu echipamentele respective. Dacă nu și-i dotează, angajații, din interpretarea mea a actului normativ, au dreptul să le folosească pe ale lor cumpărate din banii proprii. De ce? Păi, de aia. Că așa scrie în lege. Și dacă voi o să, dacă sunteți polițiști și polițiști de frontieră care o să răspundeți la acest material video, chiar și în gând, bă, da, nu, mă cercetează, mă, nu știu ce, puneți în balanță ce e mai important. Să rămâi în viață și să te cerceteze o perioadă și să rămâi în viață și după cercetare, sau să fii la 2 metri sub pământ
și să te cerceteze Dumnezeu, să pună în balanță faptele bune, faptele rele și să ai viitorul un pic așa, în balanță, incert. Te duci în rai, te duci în iad. Cum e mai bine? Să-ți vezi fetița și soția plângând pe mormânt sau să îi vezi acasă, chiar dacă tu ești pus la dispoziție, cercetat, dar tu să fii în viață, ei să se bucure în continuare de tine. Puneți în balanță lucrul ăsta. Gândiți-vă așa, în cazul în care gândiți altfel. Aceasta a fost opinia personală și interpretarea juridică personală a incidentului din județul Cluj. Pe scurt, bravo polițiștilor, felicitările mele pentru modul de intervenție, din câte descrie sindicatul Europol. Mi-a plăcut ce am văzut pe filmare și repet ce v-am spus mai demult. Nu întotdeauna trebuie să vă supărați că vă filmează și vă pune cineva pe net, pentru că filmarea respective persoane ar putea să fie benefică vouă. Ce vă recomand? Salvați acea filmare de pe net cât mai repede posibil. Dacă voi, cei implicați, cei doi polițiști implicați în incident, ca să aveți probe împotriva celor care v-ar putea acuza de orice. Pentru uz de armă, felicitări! Ați făcut uz de armă legal din punctul meu de vedere. Pentru folosirea spray-ului conform descrierii oferite de Europol, se pare că ați procedat legal, dar cel mai mult mi-a plăcut atitudinea polițistului de protecție. Asta am văzut în final, în afară de jandarm, că acolo e clar, dar mi-a plăcut să văd în rândul polițiștilor români metoda contact și protecție. Polițistul de contact a fost cel care acorda primul ajutor, îl lui împușcat în picior, și polițistul de protecție a fost cel care îndepărta, ținea la distanță pe acel cameraman, ăla pe ăla care filma cu telefon. Eu am fost Broadheader și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și nu uitați, acum duminică, pe data de 11, la poligonul Galați, organizez un seminar privind portul armei scurte, pistolului în locuri publice. Costă 600 de lei de persoană, locuri disponibile 5. Așa că vă aștept la seminar, atât la ăsta de pe 11, cât și la cel dedicat forțelor de ordine. Doamne ajută, numai bine, și dacă aveți incidente cum a fost ăsta, Doamne ajută să le rezolvați cu bine și legal. Ciao!